reziliat acordul sau guvernul României, guvernul a oprit povestea cu fregatele olandeze. Noi având fabrica de la Galați, unde Da, scuză-mă Andrei, în acest moment avem imagini, președintele României, președintele Franței, Muzeul Satului, Satului Românesc, fotografie, o atmosferă foarte relaxată, da, cele două prime doamne nu sunt alături de președinți. Ba sunt, doamna... sunt în față și doamna Iohannis, da, și primele două doamne. S-a alăturat discuției Daniel Gheorghe, Gelu Vișan. Sunt imagini frumoase, Iohannis punctează foarte bine la imagine, după vizita în Statele Unite, este o vizită de prestigiu. Repet întrebarea, avem promisiunea asta vagă a președintelui Franței că vom intra în spațiu Schengen. De fapt că Franța nu se opune. Noi știm că Franța nu s-a opus niciodată, s-a opus Olanda. E aceeași declarație făcută și de doamna Merkel anul trecut și acum 2 ani și acum 4 ani și acum 5 ani. În viitor mai vedem. Nu ne opunem. Dar Macron a zis la București, vom face o reformă a spațiului Schengen și pe apoi vă băgați și pe voi. Deci reforma asta când va începe peste 3 ani, se va termina peste alt 7, atunci poate mai discutăm și cu voi. Poate. Da. Cei doi președinți în imagini vizitează o frumoasă casă tradițională, Muzeul Satului, Gelu Vișan. Da. Punctează așadar, nu, Iohannis, la imagine, da? Teoretic, așa ar trebui să fie, însă trebuie să spunem telespectatorilor din România că domnul Klaus Werner Iohannis și domnul Macron se întâlnesc foarte des la Consiliul European, fora al cărui membru sunt amândoi. Și n-am reușit să aflu dacă aceasta este o vizită oficială de stat sau de lucru. Anumiți oameni spun că, anumite televiziuni spun că este o vizită oficială, este o vizită de lucru, alții spun că vizită de stat. Una peste alta e o vizită cu treabă. Da. Cine are treabă? Președintele Franței are o treabă în România. Nu vreau să devoalăm discuția pe care am tot înainte de emisiune cu prietenie și nu vreau să vă stric, dar... Până la urmă, el a venit să vândă în România ceva. Orice este acest altceva. A venit ce este treabă. Atât de nefiresc? Așa se întâmplă. Nu. În țările occidentale și între guverne este firesc. Numai în România este nefiresc ca guvernele să încerce să... Noi ce am vândut cu ei am vândut. Nu știu dacă președintele României a fost undeva și ne-a anunțat noi vindem cu tare lucru. Deci noi suntem pe postul pieței, pe post de piață. Și acum fiecare, având în vedere că avem vreo 3 miliarde jumate pe an, vreo 3 miliarduțe pe an acolo, la apărare că România este, și este ok că este așa, că își respectă angajamentele față de NATO cu cei 2%, au început tot să ne curteze. Președintele Statelor Unite ne invită acolo și ne spune ce frumos o să colaborăm. Gelu Vișan, o secundă. Vă rog. Bun, deci de la președintele Statelor Unite am primit garanții de securitate. Așa cum arată România în momentul de față și situația din jurul României, aveam nevoie de așa ceva. Franța ce ne dă? Păi, Franța ne dă, nu ziserăm că ne dă așa, ne dă elicoptere, noi le cumpărăm, ce ne dă? Ne dă cu banii noștri. Nu le dă nimic. Puțin, când ne ducem la hipermarketurile, inclusiv franceze, și cumpărăm produsele franceze, nemțești și toate, în afară de românești, că toate sunt pline cu asta, ne dă cineva ceva? Nu, ne ia banii și ne duc la ei în țară. Acum Franța ne mai dă câte ceva. Și ne servește și o promisiune, domnul Macron. Eu nu sunt unul dintre admiratorii, deloc nu sunt unul dintre admiratorii domniei sale, pentru că este adeptul globalizării și e pus de multinaționale. Cred totuși că președintele Franței doarme liniștit că nu ești admiratorul lui. Bun, haideți să revenim la subiectul poveștii, serios acum. Nu, eu foarte serios vă spun ce poate acesta, garanta la nivel de securitate, la nivel de influență Franța pe România? Numai o secundă. Trecând peste mica dumneavoastră, hai să-i spun, mica răutate, există două curente, vă rog. Îmi spun colegii că prima doamnă a Franței era să alunece pe scările unei case tradiționale din Bistrița Năsăud. Am văzut și imagini cu o pisică, bine că n-a fost o pisică neagră. Păcat. Imagini foarte frumoase, așa un pic e a doua să revenim de protocol ciudată la cele două doamne, nu vine să cred. Păi prima a fost, știți, trebuie să știe telespectatorii că se anunță de la protocol înainte, cu multe zile înainte, cum vor veni îmbrăcați toți, și președinții și însoțitoarele, cele două doamne. Ori,
Când a fost primită doamna Macron, o femeie elegantă de altfel, a venit cu mânecă lungă, doamna Iohannis a venit cu mânecă scurtă, dovadă că a trebuit să-și dea și domnia sa sacoul jos. Acum, pe niște pietroaie de-ți rupi picioarele în ele, fără să a fi avertizată, doamna Macron vine cu niște tocuri cui de 16, unde poate să-și rupă într-adevăr glezna, da? Sau cât o fi tocurile alea, că nu mă pricep, dar foarte înalte, iar doamna Iohannis vine cu toc din acela pregătit pentru o astfel de chestiune. Ar fi trebuit să fie prevenită doamna Macron de data asta. E, balcanismul ăsta al nostru, uitați-vă cât bun, în momentul ăsta e clar că e puțin... Se descurcă prima doamnă. Da, lăsând la o parte micile, și e frumos că discutăm despre lucrurile acestea, că într-o astfel de viză contează și felul în care te prezinți și felul în care respecti protocolul. Revenind însă la chestiunile serioase, concluzia, cel puțin a mea până acum, a acestei vizite, lăsând la o parte cele două curente care sunt în Europa în acest moment, pro și contra Macron, a globalizării și antiglobalizării sau a susținerii statelor națiune, domnul Macron nu mai vrea asta, el vine dinspre globalizare și multinaționale, unde a fost director de bancă mulți ani și a fost pus președinte, ei bine, în acest moment, face ce a făcut la orice bancă și ceea ce fa știe dânsul să facă, vinde. A venit pe post de vânzător de produse franceze. Face orice șef de stat. Și în afară de șeful de stat al României, care nu face lucrul ăsta. România nu-și permite nicăieri să aibă astfel de interese. România se numesc afaceri de corupție. Domnule Daniel Gheorghe, dumneavoastră sunteți de la PNL. Eu sunt de la Partidul Național Liberal și mi se pare că sunteți nemulțumit de președintele României? Nu. Eu sunt mulțumit de președintele României. Mi se pare că vizita domnului Macron este una inoportună și supraevaluată în România, ca să spunem adevărul. Adică e inoportună. Mi se pare inoportun. Păi să dăm afară, dați-l afară, că sunteți la putere. Se pare din perspectiva poziționării României geopolitice. Lăsați-mă să termin. El vine și vrea să vândă ceva. Noi cumpărăm. Noi trebuie să cumpărăm toate avele. Noi cumpărăm, păi am semnat. Am semnat acolo, am cumpărat. România poate să-și achiziționeze capabilități militare de cel mai înalt nivel, de foarte bună calitate, de la anumite companii performante. Eu nu mai vreau investitori strategici, nu mai vreau achiziții strategice, vreau ca piața să decidă care sunt achizițiile pe care România le are nevoie să le facă. Aveți votul în Parlament, peste 100 de milioane, dacă rachetele astea franțuzești fac mai mult de 100 de milioane, vă puteți opune. Povestea cu fregatele va trebui să treacă în Parlament, e proiect de 100. La Airbus am înțeles că cei de la Tarom ar fi momiți cu o ofertă. Tarom inițial a făcut o înțelegere cu Boeing, cu americanii, acum se schimbă pe Airbus franțuzesc. Eu cred că trebuie să mergem pe americani, de mai multe puncte de vedere. America este cu adevărat un furnizor de securitate, nu o fostă mare putere precum este Franța. Avem niște contracte acolo și niște înțelegeri care au fost semnate și care au fost parafate, de fapt, de vizita domnului Iohannis la domnul Trump. Au avut loc niște înțelegeri la nivel înalt. Și dacă vrem să cumpărăm tehnologie militară de calitate, nu cred că trebuie să mai cumpărăm absolut nimic la mâna a doua. Noi dacă avem niște bani prevăzuți pentru înarmare și pentru dezvoltarea armatei, nu înseamnă că trebuie să-i dăm pe absolut orice vine cineva să ne ofere. Haideți să judecăm și de perspectivă interesul noastră. Haideți să introducem în discuție un element de culoare. Emmanuel Macron la 30 de ani, la doar 30 de ani, reușește să facă o afacere, afacerea vieții lui, lucra pentru banca de investiții Rothschild. A avut o tranzacție, s-a implicat... investiții, puteți să spuneți mai tare? Rothschild, adică scut roșu nemțește. 12 miliarde de euro, 12 miliarde de euro a fost o tranzacție de care Macron s-a ocupat la 30 de ani, a fost supranumit atunci un Mozart al finanțelor. Da, este un foarte bun negociator, este un foarte bun vânzător, știe foarte bine să-și vândă marfa. Domnule avocat Drăgan, e o chestiune aici și cu implicații sociale și economice, da? Macron spune așa, muncitorii din estul Europei, polonezi, români, bulgari, cehi, care ori mai fi, care se detașează să lucreze în Occident, există povestea asta, trebuie să li se interzică povestea asta, pentru că ei plătesc taxe de unde provin, taxe mai mici, muncesc și distorsionează piața din Franța, Germania și din țările avansate. Este o temă a lui Macron. El mai spune așa, companiile franțuzești germane sunt tentate să vină să se relocheze în țările din Europa de Est. Trebuie să oprim lucrul ăsta. Păi să plece. Trebuie să oprim. Păi să plece. Cine să plece? Acele companii, să ne lase și nouă apa, compania de apă, compania de...
electricitate, dacă îi deranjează așa de tare că produc foarte mulți bani în România, ce-ar fi să ne lase? Și de caz, nu? Așa zic și eu. Haideți să ne referim un pic la tema asta. Bineînțeles, fiecare încearcă să-și valorifice interesul. În această situație, Macron este foarte supărat sau așa se arată. Nu sunt specialist, dar totuși am fost și eu atent la știrile de astăzi. Referitor la forța de muncă. Forța de muncă, ori suntem piață și urmăm regulile pieței, adică competitivitate, raport calitate-preț, forța de muncă se cumpără și dacă francezului îi convine să-l angajeze pe român, înseamnă că românul are un raport calitate-preț mai bun decât francezul sau decât oricine altcineva. Supărarea domnului Macron este alta. Conform acelui acord, din câte înțeleg eu, chiar dacă este plătit la nivelul unui salariat francez, românul va plăti taxele aferente salariului la procentele din taxul de unde provine. Exact, dar nu le plătește în țara de unde provine, le plătește tot în Franța, însă nu contribuie la bugetul de stat francez ca un francez. Pe de o parte, pe de altă parte, într-adevăr, toată lumea occidentală are o mare problemă cu ocuparea forței de muncă. Într-adevăr, cetățenii autohtoni își găsesc din ce în ce mai greu forță de muncă datorită liberei circulației a forței de muncă din interiorul Uniunii Europene, dar există și reversul medaliei. Pentru că, la rândul dumnealor, companiile franceze în această situație fac afaceri foarte bune în zonele de unde își iau forța de muncă. Iată să nu uităm Renault. Iată ce zicea președintele Franței pe atunci candidat. Spunea că forța de muncă ieftină, detașată din Europa de Est, trebuie limitată în opinia lui, zicea Macron, pentru că face concurență neloială pieței muncii din vest și mai mult nu ar avea deloc corect, nu ar fi deloc corect ca acești detașați din Estul Europei să plătească taxe în țările din care provin, da? Exact ce a explicat domnul avocat. Ni se alătură discuția economistul Lucian Nisar. Bună seara! Bună. Am făcut o radiografie a ce a câștigat Franța prin Emmanuel Macron din discuțiile de astăzi, din vizita de astăzi. Rachete cu rază mică și medie și scurtă de acțiune. Povestea cu elicopterele, e o discuție cu fregatele pe care urmează să le facem cu DCNS, o companie de securitate de armament franceză. E o discuție, se pare, și cu Airbus pentru a livra aeronave civile Taromului, că este scandalul de la Tarom. Cei de la Tarom inițial au făcut un acord cu americanii de la Boeing. Am înțeles că nu mai este de actualitate, se merge pe varianta franțuzească. Așadar, Macron, un economist, un finanțist experimentat, a bifat lucrurile astea. Noi ce am obținut? Am obținut povestea cu Schengen sau avem șanse să luăm ceva și noi? În primul rând, în cazul Tarom, eu cred că România va face ca și în trecut, va împăca și una și alta și va cumpăra ambele tipuri de aeronave. Ceea ce va complica și mai mult mentenanța și, desigur, va scădea competitivitatea companiei comparativ cu cei care atacă cote de piață în România. Referitor la ce cred că urmărește ca și în cazul partenerului american ceea ce se numește în engleză quick win, adică niște lovituri rapide de imagine, mulți bani intrați. Dar nu trebuie să uităm de faptul că Franța este un partener strategic real al României, inclusiv în domeniul economic. Este foarte bine înfiletată în economia românească, extrage foarte mulți bani din România și nu cred că discuția în cazul relației România-Franța se poate reduce doar la forța de muncă ieftină. Sunt domenii întregi. Sunt imagini interesante. Președintele Franței este interesat de ouăle pictate maramureșene. Spun colegii că vor vizita în câteva minute și o biserică tradițională din Goj. Este o vizită extrem de interesantă, de culoare, la Muzeul Satului. Ouăle tradiționale, cred că este un ou de struț mai degrabă, nu de găină. Dar este frumos. Vrei să citez analiza 2CV-le despre această poveste? Că ei sunt mai mult mai seci și mai direct decât noi. Sosit în vizită oficială la București, președintele Franței Emmanuel Macron a fost primit cu mare entuziasm și nu a avut nicio dificultate în a-și impune punctele de vedere. Mai apoi se referă la poziția lui Iohannis în privința muncitorilor detașați și concluzia lor este destul declară asta după. Dar care este poziția președintelui României în privința muncitorilor detașați? Că am avut sindicatele sau reprezentanții companiilor de transport, da, a șoferilor de tir, care au ieșit săraci astăzi. Păi spun tot ăștia.
Păi da. Spun toți ăștia, ci că sau mai exact ar fi fost un ascendent în cazul în care președintele Iohannis ar fi formulat rezerve consistente. Dar el fusese de acord cu modificarea directivei încă de la Paris. Dar iar acum, așa cum s-a înțeles din context, el a renunțat și la ultimele sale obiecții. Președintelui Macron părea că nu-i vine să creadă că lucrurile pot merge atât de ușor. Lucian Isaf. Da, comentariul Deutsche Welle, nici președintelui Franței nu a venit să creadă cât de ușor a intrat și cât de repede a rezolvat lucrurile pentru Franța în vizita de astăzi. Repet, rachete, da, fregate, Airbus, elicoptere, încă o dată, povestea cu muncitorii detașați. Sunt tichete relativ mari, dar care nu spun mare lucru despre relația pe termen lung din punct de vedere economic. Franța este prezent aici de la Renault, care este citată în toate știrile de astăzi, până la BRD Société Générale, are și inclusiv în domeniul asigurărilor, are în domeniul exploatărilor, are interese în domeniul construcțiilor, vinde bărcilor financiar bancar. Da, Société Générale, ce am menționat. Apropo de lucrul ăsta, vreau să profit de prezența dumneavoastră să ne explicați. Emmanuel Macron s-a vândut foarte bine în campanie, a câștigat, el are un profil de bancher, de bancă de investiții, de fapt. E altă poveste, că nu e bancher clasic, este un tip care știe să facă business-uri și se vede că știe să facă business-uri mari. Emmanuel Macron se consideră un reformator al Europei și el spune așa, el este inițiatorul poveștii cu Europa celor două viteze. El spune așa, zona euro, cei care suntem pe model, pe monedă euro, ar trebui să avem taxe de sine stătătoare, un sistem fiscal integrat, că avem aceeași monedă, ceilalți, adică noi, din Europa de Est, care nu am trecut la euro, oarecum să fim cea de-a doua Europa, da? Și cam acolo se va duce discuția și ăsta este proiectul lui Macron pentru Europa și proiectul lui pentru Franța. Adică o securizare a zonei euro, da? Și pe Europa cealaltă... Zona euro, din punct de vedere economic, nu este o zonă economică optimă. Din această perspectivă, un economist cum este Macron, este normal să țintească la o integrare și din punct de vedere fiscal. Pe de altă parte, scindarea între cele două viteze nu se face după euro și non-euro. Pentru că țările care nu au moneda euro beneficiază de mai multă libertate de manevră. Uitați-vă la Polonia versus Grecia. Nu poți să absorbi la fel de bine șocurile și nu poți să faci o convergență reală atât de repede din punct de vedere cum o doresc politicienii. Altfel spus, e drum lung până vei sparge Europa în jurul ideii de euro. Foarte probabil la un moment dat această zonă euro se va decide, se va extinde tot printr-o decizie politică. În momentul în care au aderat ultimele țări la zona euro, era deja evident că acele așa numitele criterii de aderare la zona euro nominale nu mai sunt suficiente. Atât timp cât nu există convergență reală și în cazul României sau Poloniei nu putem vorbi încă de convergență reală, pățim ce a pățit Grecia în urma șocului din 2008-2009. Da. Am înțeles. Să-ți mai citezi, Silviu Mănăstire, ce spun ăștia de la Deutsche Welle despre Schengen, fiindcă e interesant. Spun așa, zic că cei drept, Emmanuel Macron a fost mai cinstit decât François Hollande, care promisese să susțină România. Paranteză, cel puțin așa crezuse Klaus Iohannis. Și nu făcuse absolut nimic. Noul președinte al Franței nu a mai făcut promisiuni, anunțând în schimb exact acel lucru de care oficialii români inițiați se temeau cel mai tare. Și anume că România nu va fi primită în spațiul Schengen mai înainte ca tratatul să fie reformat și abia apoi se va pune problema admiterii cu condiția ca România să participe solidar cu țările occidentale la efortul de preluare a migranților. Aici este o problemă foarte gravă. Foarte urât. Mi se pare foarte grav și de aceea am spus că trebuie să avem mare grijă cu această vizită a lui Emmanuel Macron. Mesajul pe care l-a promovat astăzi este unul total în dezavantajul României și a țărilor est-europene. În primul rând, acea problemă cu forța de muncă, așa numitul dumping social, care presupune o discriminare a muncitorilor est-europeni și o încălcare a regulilor liberei competiții și a pieței libere, apoi acea idee cu o politică unică în materie de azil și migrație și toate acele aluzii pe care Macron le-a făcut astăzi la conferința de presă și care ne duc cu gândul dacă nu cumva poate Macron a venit să impună României cotele obligatorii sau să facă presiuni pentru acceptarea unui număr mare de migranți de din nu Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Mi se părea inadmisibil, iar proiectul acesta globalist al lui Macron mi se pare
total contrar intereselor României pe termen mediu și lung. De aceea, cred că trebuie să avem mare grijă atât în ceea ce înseamnă să cumpărăm rablele industriei din armare franceză, cât și în ceea ce înseamnă perspectiva noastră asupra Uniunii Europene. Nu sunt chiar rable, producem elicopterele, producem noi în România, la Ghimbab, împreună cu Airbus Helicopters. Problema este că suntem obligați să le cumpărăm noi, pentru că francezii au făcut super business cu ajutorul nostru de stat, cu munca, cu forța noastră de muncă ieftină, ne fac elicoptere și ne vând tot nouă. Asta mi se pare, cum spunea Andrei Bădin, este afacerea perfectă, da? Președintele României și președintele Franței vizitează Casa Gorjan. Înainte ați văzut un ansamblu de lăutari, nu întâmplător, din Tellerman, cum spun colegii prezenți la eveniment, s-au delectat cu, probabil așa, cu o doină de aia sau ce, ce se deci întâmplă protocolul de la Cotroceni, deci protocolul de la Cotroceni a ales un taraf din Tellerman pentru Macron? Da, ce l-am văzut acum câteva minute era un taraf din Tellerman. Dar n-am putea să fim puțin mai sobri? Nu știu, mă gândeam, dacă venea și Charles de Gaulle în România, cum a venit pe vremea Ceaușescu, era un eveniment. Dar totuși e doar Macron. Este un eveniment în Muzeul Satului, se prezintă ce are România de oferit în tradiție. Da, păi, să te păi, o piață noi de dăm, desfacere foarte noi le permisivă, dăm cadou câte un ou și ei ne dau pe bani mulți de toate. De la... Bun, acum în legătură cu cele câteva subiecte ce au fost abordate. Pe Schengen nu, e ca apa sfințită, nici sfințită, e ca apa. Adică ni se spune de vreo 10 ani că intrăm în Schengen, încât în acest moment... Nu, acum ne spune, stați că mai întâi reformăm noi Schengen-ul și când terminăm, mai vorbim. Dar Schengen-ul nici nu mai există. Ce am avea de câștigat dacă am intrat în Schengen mâine? Cred că mai de pierdut, migranți. Migranți am avea de... Nu știu, da? Nu cred că nici e... Nici Schengen-ul, nici intrarea în zona euro. În legătură cu zona euro, cred că România are un obiectiv în sensul acesta, dar nu s-a discutat absolut deloc. Mie îmi lasă un gust amar dacă ar fi venit și ar fi abordat marile probleme, inclusiv în România, marile teme, inclusiv ale României. Dacă, de exemplu, am fi discutat... Domnul Deșanu, permiteți-mi să vă corectez. Aceste discuții bilaterale se stabilesc de comun cu ambele părți. Dacă francezul propune ceva și românul ca prostul nu propune nimic, atunci noi suntem proști. Ei și-au făcut treaba. Poziția de capră pe care o avem de la Panariuț încoace cu mai puține câteva zeci de ani. Domnul Vișar, atenție cu limbajul, că eu zi dar ce capra este, o iau după daia, capra are o problemă, capra, funza, toate, toate au probleme. Văd că ouăle n-au probleme. Da? Deci noi am luat poziția de capră. La jocul, da? Capră. Apropo de jocul tradiții, capre, da? Da, de tradiții. Deci am avut puțin de capră și oamenii și-au făcut datoria. Că asta se întâmplă în acest moment. Ce să spunem noi despre rolul României în Europa în acest moment? Cred despre un parteneriat... Se întâmplă un lucru interesant. Prima doamna Franței intenționează să-și achiziționeze o IE românească. Cam un asta foarte văd bun. Eu acolo. Alături de Carmen Iohannis, prima doamna României. Asta intră program. Da? Se face cadou. E regizat totul. Ce-o fi adus doamna Macron? O burca? Nu. O bună întrebare, uitați. Frumos, eu aș vrea să închei. Foarte frumos că vedem președintele Franței și prima doamna Franței în România. Dar ce ne alegem cu asta? Știți, din ce în ce ne facem mai micuți, mai mici, că așa vrem noi, adică nu ne obligă nimeni. Această abordare în Europa a mandatului lui Iohannis, mi se pare deja că ne face din ce în ce mai micuți, până nu o să mai fim, adică o să vină până la urmă și Ungaria și o să spună, bă, vă dăm și noi două, nu știu, vin ruși, nu ruși, vin Ungaria, vă dăm și noi două ceva, luați și de la noi. Adică, nu știu, până la urmă, mă așteptam totuși ca un președinte vorbitor de limbă germană. Președintele Franței e urmărind la Iohannis, procedura de achiziție a IE românești. Este cu licitație sau încredințare directă? Este cu achiziție directă. E cadou. Achiziție directă nu este procedură competitivă, da?
procedură competitivă cum ar fi. Știți, apropo că vă spuneam de traficul de influență, știți, nu are sens să... Foarte să relaxat să Emmanuel Macron. Păi la ce obținut, mersi, mersi, da? A mai asigurat pe vreo 2 ani ajutoarele sociale pentru magrebienii care se duc să lupte la ISIS. Și povestea asta cu transportatorii. Macron și Merkel sunt unii dintre mari susținători ai imigrației dinspre zonele de conflict. Da? Bun, da, înțeleg că pui opreliști românilor care muncesc să angajez pe unii care au venit acum și care spun deschideți voi la porțile. Exact. Adică să-i primești, exact. Nu să-i angajezi, că ar trebui să-și muncească ca să-i angajezi. Da, păi nu muncesc, domnilor. Au ajutare sociale mai mari decât salariile europenilor. Una peste alta, v-am mai spus într-o emisiune, că sunt între fraierii, care am citit cartea lui Macron, că pricep ceva. Exact ce vă anunțam acum un minut, s-a întâmplat, prima doamnă a Franței a achiziționat-o e românească. N-a chestiționat nimic, i s-a dat ăsta. Ăsta era protocolul. Nici măcar n-a dat nimic. Da, e un lucru bun ăsta cu ea românească. Burca nu e un pas înainte, parteneriatul strategic. Da. Bun, revenim la chestii serioase. Macron zice un lucru interesant, zice ce viitor, da, o întrebare retorică pentru poporul român, pentru români, spune președintele Franței. Ce viitor vă doriți pentru România? Doriți ca salariile să rămână la o treime față de Franța? Asta este propunerea, apropo de discuția cu noi vrem, cu cât plătește, au o companie de apă, nu mai știu cum se numește în București. Apa Nova, nu e, da? Mai au și una Gazdufranț sau Franț. Au de toate. Da, mai au și una pe energie. Cu cât plătesc ei muncitorii români în România, frate, dacă ne luăm la mișto? Că patronul e francez și sau nu e statul francez patron. Cu cât plătesc ei muncitorii în România, francezii, de ne dau lecții? Da? Adică, doamne, mai au puțin și că asta cu capra devine deja glumă, adică suntem deja să în partea altă. Hai că am și de o horă. Da? Adică, până la urmă vine și la tine acasă și îți dă și două palme. Această horă este din județul domnului Victor Ponta, că este casa Gorjan acolo. Nu e... Lucian Isaccu, sunt acum serios de pe chestiunea asta cu... Am atins tema, aceeași întrebare. Cu muncitorii aceștia detașați, dar care ar fi, de fapt, problema? Pentru că, așa cum a spus invitații, Franța plătește ajutoare sociale pentru migranți, pentru maghrebieni, pentru cei care vin din zonele de conflict. Îmi spunea cineva că cam 600 de euro este ajutorul pentru un asemenea...